Mi s-a întâmplat să reflectez asupra celor ce consumă mai mult decât produc. Astfel este minciuna șefilor de stat, căci în credința în cuvântul lor stă eficacitatea și puterea cuvântului, iar eu scot efecte însemnate din minciună și îmi tocesc karma în același timp în care o folosesc. Și dacă mi-am învins adversarul la început, va veni ora în care mă voi înfățișa lui fără arme. La fel este și cel ce scrie poeme și scoate efecte trișând asupra regulilor acceptate, căci și efectul de scandal este ceva, dar acela e un răufăcător, căci pentru un avantaj personal sfărâmă vasul în care se găsește comoara comună. Pentru a se exprima, ruinează posibilitățile de exprimare ale tuturor, ca acela care, pentru a-și face lumină, incendiază pădurea. Iar apoi nu mai e decât cenușă la dispoziția celorlalți. Când m-am obișnuit cu erorile de sintaxă, nu mai pot nici măcar să provoc scandalul și să-i impun prin bizar, dar nu mai pot nici să mă exprim în frumusețea vechiului stil, căci toate convențiile le-am golit de sens, toate aceste semne, clipiri din ochi, toată această înțelegere, acest cod atât de îndelung elaborat și care îmi permitea să exprim ce aveam mai subtil în mine. M-am exprimat consumându-mi instrumentul și instrumentul celorlalți. La fel este ironia care nu aparține omului, ci prostului. Pe guvernatorul care domină și este respectat, l-am folosit pentru a scoate efecte comice, comparându-l cu un măgar, și nimeni nu se aștepta la îndrăsneala mea. Dar a venit și ziua în care am amestecat guvernator și măgar atât de bine încât n-am mai făcut pe nimeni să râdă. Și am ruinat o ierarhie, o posibilitate de ascensiune, ambiții fertile, o imagine a grandorii. Am consumat o comoară de care mă foloseam. Am jerfit un grânar și am risipit grânele. Greșeala, trădarea, se află în faptul că, dacă m-am putut folosi distrugându-l de guvernatorul meu, alții îl creaseră. Mi s-a oferit un prilej de a mă exprima. M-am folosit de el pentru a-l distrage. Astfel am trădat. Dar cel ce scrie cu vigoare și își clădește instrumentul pentru a folosi vehiculul, își va ascute arma întrebuințând-o și astfel își mărește resursele consumându-le. Și cel ce își domină poporul în ciuda greutăților și amărăciunilor prin adevărul cuvântului său și își porește grandoarea pe măsură ce se folosește de ea, acela va fi urmat în război. Și cel ce întemeiază sentimentul grandorii construiește instrumentul de care se va folosi mâine.